Dragi prieteni, bine v-am regăsit! Astăzi un episod în care continuăm să discutăm despre navigația pe Dunăre, pentru că aceasta era extrem de palpitantă, plină de aventuri și interesantă la momentul în care aceasta a început să funcționeze ca o navigație normală și internațională, putem zice. Asta odată cu liberalizarea transportului pe Dunăre, pentru că, așa cum spuneam în un episod trecut, multă vreme, câteva sute de ani, până pe la 1827, navigația pe Dunăre era monopol otoman și fluviul, cel puțin partea de jos a Dunării, era considerată ca mare râu împărătesc. Această emisiune, ca și celelalte, vă este oferită de cei trei prieteni ai dumneavoastră, Turcia, cel mai frumos oraș de pe Dunăre, proiectul ACCET, un proiect generos care înseamnă accesibilizarea ofertei de educație și formare pentru comunități școlare defavorizate din județul Turcia, prin utilizarea resurselor educaționale deschise. Deci, prescurtat, ACCET. Și subsemnatul profesor Nicolae Ariton. Să nu-l uităm, pentru că mi se întâmplă cam des acest lucru în ultima vreme, prezentatorul, care de fapt este Andrei, o voce electronică de la Microsoft, puțin metalică, dar plăcută și agreabilă. Haideți să vedem care era situația navigației pe Dunăre, undeva pe la 1830-1840, deci acum aproape 200 de ani. Aceasta a început oficial în anul 1834, dar în perioada de luni de timp în care călătorile erau suspendate din cauza războaielor sau înțelegerilor cu Rusia, care primise în administrare canalul Dunăre, cu obligația de a menține deschis pentru navigație. În principiu, călătoria era împărțită în două segmente, fie la canal și la Constantinopol, cu două nave diferite, una pentru Rusia, mai mică și capabilă să treacă peste strâncile de la porțile de fier și la două mai mare pentru navigația de Marea Neagră. S-ar părea că erau multe perioade în care era nevoie de o a treia navă pentru a trăita segmente navigative între porțile de fier și galați. În unele perioade, din cauza nivelului scăzut al Dunării, trecerea strâncilor fiind imposibilă, pasagerii trebuie de urcați pentru a fi embarcați. Toate aceste elemente, navigația de pasageri s-a dezvoltat constant, contribuind la dezvoltarea orașelor Galați și Turcia. Deci, așa cum povesteam și în episodul trecut, navigația pe Dunăre în această perioadă, deci acum aproximativ două secole în urmă, era mai mult decât o călătorie de plăcere, era o adevărată aventură, era o întreagă expediție ca să pleci la Budapesta sau Viena și să ajungi la Constantinopol. Cei care se încumetau la un asemenea drum pe calea Dunării erau oameni plini de curaj care își asumau multe riscuri pentru a face această călătorie. În primul rând era vorba despre conflictele care erau din ce în ce mai dese în perioada respectivă dintre otomani și ruși, în care de obicei se implicau și austro-ungarii. Și în felul acesta, de obicei, în perioadele acestea de conflict, navigația pe Dunăre era complet suspendată. În aceste perioade de război, de obicei, călătoria se făcea de la Budapesta până undeva la dreptul părții de sud a României, iar de acolo se prefera
mijlocul de transport cu diligența sau poștalionul, astfel încât călătorii să ajungă la Varna, de unde se îmbarcau direct pe o navă pentru Constantinopol. Pe timp de pace, lucrurile erau relativ mai simple, pentru că nava putea să ajungă până la Galați, unde se termina de obicei călătoria, prima parte a călătoriei, iar la Galați se îmbărcau pe o altă navă pentru a ajunge la Constantinopol. Dar să vedem cine se ocupa, de fapt, de această navigație și cine ofera serviciile de călătorie. Nu am rezultat discuții de a revenit cu nouă distorsiuni informații privind primele nave de pasageri care au circulat pe tunele și atunci. Aceasta, după ce ne episodul de jos, am discutat despre un subiect asemănător. Prima navă de pasageri care a circulat pe tunele și atunci a fost Grand Prix, Ferdinand I, în anul 1834, aparținând companiei austriece de pescăriere. Înființată în anul 1829 de doi veniveri. În scurt timp, compania austriacă, cu numele imposibil de comisar, Donald Amplifatul în Cerserța, adică într-o engleză mai multească, dar trebuie să învăț și din companie, primește din partea austriecilor monopolul transportului de pasageri pe Dunăre, între Vina și Constantinopol, servirea din Istanbul a primit-o oficial abia în 1930. Călătoria era alcătută din două părți distinte, Siena, Galat și Galat, Constantinopol, via Turcia. Prima parte dura 8 minute 10 zile și era efectuată cu nava cu admirator, azi. A doua parte dura 3 zile, dacă Marea Neagră era mișcită. Și se călătoria cu o altă navă cu azi, capabilă să navigheze și pe mare, cu numele de După cum vedeți, navigația pe Dunăre nu era deloc simplă, așa cum spuneam, era aproape ca și o expediție la Polul Nord sau la Polul Sud, la fel de plină de aventuri și de suspans. Ceea ce este interesant pentru noi este faptul că erau două firme distincte care se ocupau de transportul persoanelor pe Dunăre. Astfel, de la Viena până la Galați era o firmă austro-ungară, care se numea DDSG, cu un nume complet în germană imposibil de pronunțat, care de fapt asigura serviciile în cadrul Imperiului Austro-Ungar. Galați era un fel de graniță, de frontieră, pentru că de aici pasagerii erau preluați de o altă navă care aparținea unei alte societăți, societatea Lloyd Trieste, care de fapt era într-un fel o filială a DDSG-ului, deci tot cu investiții și cu nave austro-ungare. Călătoria deci se desfășura în cele două etape și de multe ori, dacă nu era război și era pace și toate condițiile erau îndeplinite, se putea întâmpla însă ca să fie mari probleme cu trecerea la porțile de fier și atunci mai apărea o a treia navă care făcea transbordarea în zona respectivă. Dar să vedem segmentul care ne interesează pe noi cel mai mult, respectiv dintre Galați și Constantinopol, pentru că aici apare ca stație Tulcea, orașul nostru. Traseul navei era Galatul, ceasul navei a fost Constantinopol, cu stație la Turcia, la ducere și oprire de timp de mape la Turcia, toate de la Constantinopol. Probabil că Turcia era un punct important al biocatului cu pasageri, de faptul că în orașul nostru s-a construit frumoasa clădire de metro, care era semnul cu nata, pasul de Zerscaf, de DSG. Imaginea este din anii 1900, slăbirea fiind distrusă în timpul bombardamentelor din primul război mondial, când mai mult de jumătate din clădirile turcești au fost sărmate. În prima fază, am considerat că cel puțin unul din cadarcei era prevăzut cu velatură, pentru a scolivi lezare coagieră atunci când nava mundea în timp bun, privind însă schița de mai jos, reiese că acestea erau menite doar pentru familiuni. Deci, așa cum spuneam, DDSG-ul
domina în zonă cu filiala sa, mai puțin, știu eu, cunoscută și celebră, Lloyd Trieste, cu toate că odată cu trecerea timpului aceasta a devenit chiar mai puternică. Important este că aceștia au construit la Tulcea o clădire superbă, care era un fel de gară fluvială și unde nava de pasageri ce venea de la Galați pentru Constantinopol sau invers, făcea escală la Tulcea pentru a permite călătorilor să coboare sau să urce pentru călătoria respectivă. Clădirea a fost o adevărată bijuterie a orașului Tulcea, dar alături de alte clădiri, aceasta a fost distrusă în timpul primului război mondial, când aproape toate clădirile din zona portului au fost bombardate și distruse în timpul conflictului. Încă câteva cuvinte pe care undeva spune Andrei despre modul cum arăta această navă de călătorie, că de croazieră nu putem să-i spunem, dintre Galați și Tulcea și, bineînțeles, Constantinopol. Și câteva detalii privind, știu eu, cum se conducea această navă. Timonierul și timonarul, la culmina răzaucante, tanturi de mai jos, fapt care ne ține de pentru privind siguranța pasagerilor în barcație pe nave. Nu există însă nici un document privind de șoarea pe un navă de destecere. Dar nici nu trebuie scris, curaudă, la condiții de înunate de cărătorii. După cum se poate observa în imaginea de mai jos, cărătorii se adăpostau pe partidul celor trei zile de cărătorii, sus cu găsina cuțire, aflată la cupa navei, acolo unde se simțea cel mai bine și cum de cărătile pădurii din cupa navei cu apă. Cam atât, dragi prieteni, în acest episod, care de fapt a fost o continuare a episodului de data de trecută, în care am abordat modul de navigație și de transport al persoanelor pe Dunăre de către societatea de DSG și de altă societate, Lloyd, austriac. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm data viitoare la o altă emisiune în care vom discuta despre istoria locală. Până atunci, numai de bine!